Salutare, eu sunt Nicu și uneori desenez. Uneori desenez bine. Alte ori nu desenez bine deloc. Am aici un tank de desene plus alte câteva lucrări digitale sau poze cu alte desene de ale mele mai vechi pe care am de gând să vi le arăt astăzi. Sunt lucrări care datează de prin 2007 până prin 2010, cred că. Poate un pic mai târziu, 2012 unele. Da. Nu sunt mândru de ele. Sunt convins că multă lume a așteptat clipul ăsta și că o să se bucure cumva că o să arăt desenele mele vechi. E un moment foarte special și pentru mine și sincer mi-e frică și jenă în același timp, dar vreau mult de tot să vedeți desenele mele vechi. Hai să dăm drumul la clip. Încă mă întreb dacă e bine ce fac acum. Aș vrea să începem cu dosarul ăsta verde. Din prima John Cena scrie aici pe margine: dosar desene Mihai Mircea Nicolae, anul 2008-2009. Ce v-am spune că nu toate sunt din 2008-2009. Ăsta e un desen cu John Cena. Eram mare pasionat de wrestling și îmi plăcea să desenez portrete. Acum nu-mi mai place să desenez portrete, aș desena orice altceva în afară de portrete. Uite cât e de mare mâna asta. Uite cât e față de cap. Nu e ok. Ce chinuit era săracul. Ceva secvență cu mai mulți wrestleri voiam eu să umplu aici, ca să fac așa un fel de... Nu știu ce se întâmpla pe vremea aia cu mintea mea, nu pot să înțeleg. Ceva desen cu CM Punk din perioada în care avea părul lung și cu Ghost Rider. Aolo. Problema mea când desenam chestiile de genul ăsta, cum ar fi roata asta foarte, foarte bine făcută, e că le tot făceam foarte repede și nu prea puneam foarte multă muncă la ele. Aolo, pur și simplu treceam peste ele, le făceam să fie făcute, ca să simt eu că am lucrat în ziua respectivă, și treceam mai departe la alt desen. Cu toate că e bine, eu așa îndemn pe toată lumea să nu se blocheze la un singur desen și să încerce să-l tot refacă, pentru că trebuie să înveți la un moment dat când să termin un desen. Ăsta, spre exemplu, nu o să fie terminat niciodată. Îmi place mult perspectiva de pe mașina aia. La vârsta aia eram, fai, mai ales pata asta de cafea. De ce beam cafea la 12 ani? Ăsta cu Spider-Man e ok. Dacă n-aș fi scris de 4 ori Spider-Man aici, inclusiv vertical, nu știu de ce. Dar zona asta de ilustrație îmi place. Vai mă, nu. Vai de capul meu. Ăsta e Triple H, după grătarul de 1 mai. Bă, dar n-aveam nicio treabă, nu-mi plăcea să fac ăsta. Ăsta mi-amintesc clar. Ăsta e primul meu desen în care am încercat, adică m-am străduit să-i fac umbre și să nu-l desenez doar din contur. Și asta e tot ce am reușit să fac. E un desen cu Jeff Hardy, cum v-am zis, era mare fan wrestling și n-aveam așa mult acces la internet, așa că singura mea sursă pentru poze de genul ăsta ori erau poze făcute cu telefonul la televizor, ori erau niște printuri dintr-un joc cu WWE care nici măcar nu era un joc oficial, nu știu ce joc cu wrestling era ăla, ori mergeam la internet cafeuri, căutam pe Google și tot făceam poză cu telefonul la ecran. Așa era atunci accesul la internet. Nu era ca acum. Batista, frate. S-a întins un pic, cred că la spălare sau ceva. Ce ai? Am uitat de ăsta. Dar mi-l aduc aminte atât de perfect. Ăsta e făcut în cărbune. E primul desen când am încercat să folosesc cărbune și de atunci n-am mai folosit cărbune. Cred că puteți să vă dați seama de ce. Săracul Undertaker cum se feiduiește aici în dreapta. Nu înțeleg, cred că e un pic răuț, nu știu ce a pățit. Și nu sunt sigur, dar cred că mâna aia e pe dos. Cred că are degetul mare în partea greșită. Mă enervează că nu mai țin minte exact ce e. Filmele Matrix. Extraordinar. Opa. Opa. Ușor, ușor. Nu vrem să deteriorăm istoria, Nicu. Aici are niște încercări de natură moartă. Cred că am folosit toate obiectele pe care le-am găsit în casă în ziua aia să fac natura asta moartă. De aici nu zic că au început să devină mai bune, dar măcar aveam grijă un pic la detalii. Puteți să vedeți pe aici că sunt niște linii destul de exacte. Proporțiile în continuare sunt rele, erau foarte rele. Și faptul că puneam text așa pe... Nu puneți text pe desene, vă rog eu mult. Vai de cap. Ăla-i propriul meu design de tenis. Înainte să fie la modă să-ți cumperi tenis. Nu știu ce erau, High Hips, era o firmă High Hips? Nici nu mi-amintesc. Nu era nicio firmă, cred că asta era firma mea. What? N-ați purtat cu flăcările astea așa pe banda asta? Aolo, aolo, mai sunt. Ce mă tem eu cu adevărat e că pe unele nici măcar nu pot să le explic. Asta se purta pe vremea mea, ăștia sunt pantofii generației mele. Eventual aveau și roți în călcâie. O, da. Ăsta îmi place, ăsta mi-a plăcut tot timpul. Eram foarte mare fan Michael Jackson. Am foarte, foarte multe desene și picturi cu Michael Jackson. Ăsta mi s-a părut interesant când l-am făcut atunci. Dar acum că-l văd, are niște probleme la proporții, foarte înaltă partea asta, dar arată... prima jumătate arată ok. Și a doua jumătate, dacă nu vezi prima jumătate. Cam asta e cu primul dosar. Trecem la dosarul cu numărul 2. Scrie tot 2008. De-aia cred că alea nu erau din 2008 și nici astea sunt un pic după 2008. Aș estima undeva pe la 2010.
2009-2010, undeva pe acolo. Unde deja începusem să mă concentrez mai mult pe portrete, nu pe cadre generale cu persoane în picioare, cu mâini și chestii de genul ăsta. Portret cu Triple H. Opa, opa, sunt mai multe în folia asta. Măi, mi-e frică căci nu știu ce este de desubt. Dwayne The Rock Johnson. Și surpriză ce urmează să vedem aici. Tot Triple H, extraordinar. Și încă unul. Câte mai sunt? Jeff Hardy. Wow, cu strabism. Și ăsta cred că e Edge. Foarte mult wrestling. Prea mare fandom-ul pe vremea aia. Dar ăsta eram eu la vârsta aia. N-ar fi trebuit să am voie să mă uit la așa ceva. Nu am ascultat, promit, n-am ascultat niciodată Tokyo Hotel. Nu știu de ce am un desen făcut cu tipul, cu solistul, nu știu cum îl cheamă. Oh. Bă, hai că nu-i rău, aveam 13 ani, dă-o încolo. Mamă, Zac Efron, ăla-i tăticul tuturor. Zac Efron, idolul tuturor adolescenților. N-am să vă spun că știu și toată coreografia din High School Musical, dar cert e că îl admiram super tare pe Zac din ceva motiv. Ăsta îmi place. E un desen cu Undertaker, încă un Jeff Hardy. Ăsta nu știu cine. Nu mi-amintesc cine, ăsta e iarăși Triple H. Jeff Hardy care într-un final arată bine. Și un John Cena a călcat de camion. Ăsta îmi place, seamănă leit cu Triple H. Cred că deja v-ați plictisit să vedeți numai wrestler. Bun, trecem la actori și cântăreți. Keanu Reeves, Rihanna, pe vremea când avea părul scurt. Ăsta e tot ceva wrestler, nu mi-amintesc numele exact. Ăștia doi erau un cuplu. Ceva actori sau cântăreți, nu știu ce erau. Oricum nu seamănă cu ei. Încă un Keanu Reeves. Ăsta cred că e o secvență de undeva din Matrix, dacă nu greșesc. Oda, Oda. Desenul ăsta cu Phineas, deci îl ador. V-am zis că eram mare fan Phineas și Ferb. Știam să-l desenez pe de rost. Ăsta e un desen cu care aș fi mândru și acum. Aș fi super ok dacă ar apărea pe undeva ăsta, de exemplu. Astea-s ceva... un fel de modele de tatuaj, nu știu ce încercam eu să fac aici. Făcute doar în liner. Oh, Thor. Pași, Capitanul America, țin minte când m-am chinuit să fac solzii ăștia și am făcut fix degeaba. Fix degeaba. Și Naruto ăsta, nu știu ce a pățit, Rasenganul ăla nu arată deloc. Adică dacă ar veni cineva la mine și mi-ar face Rasengan în față și ar fi atât de mic, pe voi v-ar intimida așa, așa ceva? Spider-Man, pentru că plăcea și Spider-Man foarte mult. Ăsta, cred că e o reprezentare a lui... al Wolverine, dar din seria X-Men, dacă nu greșesc, nu știu exact de unde e asta, pentru că arată de parcă ar fi fost desenat după niște benzi desenate. Ăsta e cățelul verișoarei mele. Arăta destul de asemănător, dar nu-mi place deloc ce am făcut cu blana aia, e foarte dubios făcută. Mai mult Zac Efron, mai mult Keanu Reeves. Încă un Keanu Reeves, nu pot să cred. Ăla-i, tati. Ăla-i. Yes! Pentru asta am făcut clipul ăsta. Joe Jonas. Ai, dar ce? Pe ce îmi cășuna când eram mic, nu pot să cred la ce mă uitam și pe cine admiram, incredibil. Ăsta e tipul ăla din X-Men, care trăgea cu lasere din ochi, îmi scapă numele, Cyclops, cred că îl chema. Dacă îl chema Cyclops, las partea asta în clip, dacă nu îl chema Cyclops, nu bag partea asta în clip. Și ăsta e o încercare de portret de-a meu. Ăsta ar trebui să fiu eu. Nu prea seamănă cu mine. Toată lumea care a văzut desenul mi-a zis că te-ai făcut mai în vârstă decât ești de fapt. Și ăsta trebuia să fiu tot eu. Super repede întrerupem programul ca să vă reamintesc de tricourile pe care le găsiți în descriere, care arată așa. Ăsta e merchandise-ul canalului, fiecare achiziție a unui tricou sau hanorac din magazinul, din linkul din descriere, îmi susține canalul în mod direct. Și voi vă faceți și cu un tricou sau hanorac? E win-win. Avem și niște animeuri aici. Gara din Naruto și bineînțeles încă un Keanu Reeves. Un telefon Nokia, mamă, dar câte detalii am făcut. Am pus mai multă muncă la logo ăla cu Nokia decât la restul desenului. Mamă. Nu eram ok. În unele zile eram bine, în alte zile nu eram. Spre exemplu aici eram ok. Era într-o zi bună. Ah, da, Vasile Alexandrin, dar se putea să nu desenez vreun autor român? Oh, da, Miley Cyrus din perioada ei cu Hannah Montana. Și astea nu-s toate, am foarte, foarte multe desene ca astea. Mai am aici un carnețel cu câteva desene relativ mai recente decât alea. Nici astea nu-s foarte noi, cred că undeva prin 2013, 2014 poate sunt astea, poate 2015. Avem aici o scenă din GTA San Andreas. Ăsta e CJ. Și ăsta cred că îl chema Uzi. Era tipul ăla chinez orb. Bă, acum că mă uit, e o scenă destul de bine făcută pentru că scena asta n-apare nicăieri. E concepută de mine. Îmi cam place faptul că începusem să-l fac color, în creioane colorate. Ceva trandafiri începuți, neterminați. Interesant cum începusem să hașurez, să colorez cu roșu acolo. Nu aș mai avea răbdare să fac așa ceva acum. O, da.
Oh, da, asta e lucrare unică. Tot așa nu e desenat după nimic, e propria mea așezare și cred că lampa asta m-am uitat după o poză sau ceva. Îmi place super mult. Și mi-a plăcut de când l-am făcut atunci. Nu-mi place că am depășit super, super, super mult marginile astea. Teoretic era făcut ca după ce-l termin să îl tai pe acolo. Uite, scrie aici 2013. Mă semnam cu Nicolae. Cu Nicolae. De ce mi-a scrie vreodată numele Nicolae pe vreun desen? Oh, da, ăsta trebuia să fie coperta unei benzi desenate pe care am făcut-o cu un prieten în liceu. A fost atât de teribilă încât nici n-am terminat primul număr. Da, asta trebuia să fie coperta. Se numea Iced Adventures, cred. Știu că făcusem un site, făcusem site unde să publicăm bata desenată. Asta e o schiță după coperta albumului de la Linkin Park, Living Things, care arată așa, puteți să o vedeți aici lângă. Începusem să schițez, voiam să o reproduc cât mai asemănător cu coperta originală. Da, începusem bine, dar ceva s-a întâmplat și n-am mai terminat, nu mi-am amintesc exact ce. Oh. Perioada aia cu zombie, băieți. Eram super mare fan The Walking Dead. E trasat peste cum... Nu e trasat peste, mă, n-avea cum să trase pe Carl ăsta așa de disproporționat. Bă, se putea transforma în ceva drăguț. Super des mă întreb despre anumite lucrări, de ce nu le-am dus la capăt? Că unele chiar erau bune. Spre exemplu, sunt super surprins de asta. Și nu înțeleg ce s-a întâmplat. Mai am câteva pe care vreau să le împart cu voi. Dar astea sunt într-o arhivă mai personală un pic, apar și eu. Ăsta, spre exemplu, sunt eu la... Nu știu, eram clasa a 6-a. Deci eram undeva pe la 13-14 ani. Asta înseamnă 2010-2011 poate. Primisem și eu prima mea comandă. Trebuia să pictez o icoană pentru cineva. Nu am poza la calitate mai mare. Icoana încă există pentru că persoana aia n-a mai luat-o de la mine. Încă e în casă. Mai aveam de făcut doar fundalul, cred că. În rest, totul există acum în realitate făcut. Îmi pare rău că n-am o poză cu ea. Aici e colecția mea de tablouri cu Michael Jackson. Toate sunt făcute de mine. Nu știu de ce făceam asta. Plus că unele nu arată deloc bine. Nici pozele nu mă ajută să vă arăt mai bine cum sunt. Dar astea sunt poze din 2011. Eu am zis din 2013. Sunt din 2011 pozele astea. Adică nu mă uitați-vă ce rezoluție are. E 640x480 poza asta. Atâta puteau telefoanele pe vremea aia. Asta e un fel de natură moartă. Un studiu pe nu știu cum să-i zic. Pe un obiect textil. Asta este undeva prin 2010, înainte de tablourile alea cu Michael. Eram ceva mai bun la desenat un creion. Cred că așa se explică. Și ăsta, ceva bust făcut după o statuie, tot în același an, cel mai probabil. Un pic de tot disproporțional la ochi, dar în mare parte îmi plăcea și încă îmi place foarte, foarte mult cum a ieșit. Cel puțin pe partea de umbre și de hașuri arăta destul de bine pentru perioada aia. Încă un studiu din ăsta cu cârpă pe scaun, tot din 2010. Ceva nud, o să cenzurez partea aia cu fundul de acolo, doar ca să n-am probleme. Cred că e un desen făcut după un alt desen celebru, dar nu știu exact să vă spun care. Ceva făcut de Michelangelo, dacă nu greșesc. O altă natură moartă. Nu-mi place deloc cana asta. Am făcut-o... Cana aia o știu. Era transparentă, un pic fumurie. Și am făcut aici să se vadă partea interioară. Dar în spate n-am făcut să se vadă dunga aia dintre perete și masă. Asta e cățelușa mea, Piki. Am pierdut-o anul trecut la vârsta de 10 ani sau 11 ani, cred că avea. Asta e un desen pe care l-am făcut după o poză când era pui. Arăta destul de asemănător. Și încă sunt semi-mândru de cum a ieșit pentru anul 2011. Dar încă un desen cu Michael Jackson, nu știu ce era cu chestia aia pe care l-am pozat, cred că era un scaun. Asta e un desen cu Michael Jackson neterminat și, cum am zis, nu înțeleg de ce pe unele nu le mai terminam. Pur și simplu lăsam așa fețele să iasă din hârtie. Asta e în același an, probabil, dar tot în 2011. Încă un Michael Jackson terminat. De ăsta sunt mândru tare de tot. Ăsta mereu mi-a plăcut și... N-aveți ce să ziceți, serios. Cât aveam în 2011? Stai un pic, 11 ani? 14 ani aveam, nici n-aveam buletin când făceam desenele astea. Încă un Michael Jackson neterminat, din nou nu înțeleg de ce, are doar niște umbre foarte sumare pe față. Proporțiile în schimb sunt foarte bune. Seamănă leit cu poza după care m-am luat. Ăsta e un desen făcut într-o tabără de desen. Dacă n-ați văzut clipul în care am vorbit despre proful meu de desen, vă las aici un link. Clipul se numește Ce-am învățat într-un deceniu de desen. E aici o dată jos, ca să nu ziceți că vă mint. E semnat în 2011. E un apostrof și un 11 acolo jos. Ăsta e făcut chiar în tabăra profului. La fel și ăsta, nu înțeleg ce s-a întâmplat acolo cu semnătura. Dar trebuia să fie un N și un Mihai după și 11. Nu știu de ce e șters așa. Cred lumea că le-am falsificat, că am șters de pe ele, că nu sunt ale mele. Ia să vezi. Nu e, mă, uite! Sunt eu desenând. Poftim, micul din 2011 desenând la desenul ăla. Cum să nu mă credeți pe mine? V-am mințit eu pe voi vreodată?
Și tot vorbim de prof și de tabăra aia. Mic cu mic, ținând în mână ceva diplome de participare, nu știu ce sunt alea. Ăla e proful pe care o să-l las așa tăiat. Și acolo sunt câteva desene de ale mele, văd o Selena Gomez acolo și o Maica Domnului în stânga. Pe ăsta nu prea mi-l amintesc. E al meu, dar nu mi-amintesc când și cum l-am făcut. Ia uite-l pe Nicu în 2011 la tabăra de desen. Da bravo! Da bravo! Lumea îmi zice că semăn foarte mult cu mine, mic, dar mie nu mi se pare. Vi se pare vouă că arăt ca... Asta e poză de artist. Asta e poză de artist. Uite, am găsit! Am găsit! Tot vorbesc de clipul ăla în care mergeți și vedeți-l. Mai las o cartonașă aici, nu știu dacă mai merge să mai apară odată. Ce am învățat în 10 ani de desen. Vă las exact secvența din clipul ăla ca să o vedeți acum. Știu că a fost certat la un moment dat în timpul atelierului de desenat după sticle și fiare, că am desenat o fată în stil anime și că nu trebuia că vezi, domne, urma să vină televiziunea locală să filmeze pe acolo sau chestii de genul ăsta. Ăsta-i desenul ăla! Ăsta-i desenul cu fata anime pentru care am fost certat. Nu știu unde e desenul și ce s-a întâmplat cu el. Ăsta-i desenul, nu pot să cred că am o poză atât de clară cu el. Nu știam că am poză cu el. Și astea sunt alte naturi moarte făcute de mine. Ce bine arată sticla asta de aici, mamă, așa transparentă. Ăsta de sus e făcut-o de mine? E un pic diferit, ăsta are textura aia de hârtie, ăsta e mai fin. E făcut de mine, uite-mi semnătura acolo, e semnătura mea veche. Nu, un ț curbat ciudat pe deasupra, nu știu de ce, era un n cu o mâzgălitură de deasupra. Și Mihai. Alte desene pe care nu mi le amintesc. Anul 2012, un pic mai târziu. Deja se pare că aveam alt telefon. Mă, ochiul ăsta arată bine. E ok. O altă natură moartă tot din 2012, cred că. Văd aici ceva scris și nu înțeleg ce scrie. Deci scrie M. Nicolae... 10? Scrie 2010 acolo? Ăla-i 1 și 0? Și încă un studiu făcut pe... PPP, lucrarea... Crearea lui Adam, de Michelangelo. L-am desenat pe Adam. Pic am nereușit. Tot 2012. Pare rău că nu sunt semnat pe toate și că nu am anul pe toate. Da, eu acum am început să scriu anul pe lucrări. Și vă îndemn să faceți și voi la fel dacă desenați. Mi se pare super bine să păstrați cumva în istorie anul în care ați făcut lucrarea aia. Pua, și acum intrăm pe un tărâm un pic bântuit. Pare rău că n-am putut să arăt astea în ordine, în ordinea în care le-am făcut. Dar pe lângă desenul pe hârtie, la care nu că mă laud, dar mă pricepeam, încercam să fac desene pe calculator. Fără tabletă, fără softuri de desen. Folosind Paint. Am făcut mai multe, dar care s-au pierdut. Unul dintre ele e ăsta. Se cheamă sun.bmp. E format bitmap. Așa scotea Paint-ul de pe vremea aia, formatul default, și eu nu știam să-l salvez altfel. 392x389. Nu știu ce rezoluție sau ce aspect ratio e ăsta. Mie mi se părea că e pătrat, nu e pătrat deloc. Ah, nu știu ce e ăsta. Nu e niciun personaj, l-am făcut după cum mi-a venit mie. Puteți să vedeți cât de jagged sunt liniile astea. Așa, așa era Paint-ul pe vremea aia și nu Paint-ul ăsta nou, Paint-ul de pe Windows XP. Extra puncte pentru cum am făcut conturul prin interiorul părului pe acolo, conturul de la sprânceană. Și ăsta sunt niște picioare, ceva picioare de dansator, de făcea sea walk, nu știu ce făcea. Desen digital, frate. Iar apoi am dat de Photoshop, unde făceam eu, învățasem să fac eu litere 3D. Și evident că am scris Nick cu Y și capa. Și ceva raze din alea cu fulgere prin ele, că mi s-a părea șmecher pe vremea aia. Le foloseam eu ca signature pe forumuri. Forumul de la Metin. Ăsta e din 2011, deci în 2011 am început eu să folosesc Photoshop. Deci eu folosesc Photoshop de aproape 10 ani. În caz că voi vă simțeați vreodată bătrâni. Oh, dar tot în Photoshop. Ăsta e telefonul meu vechi, ăsta e primul meu telefon cu touchscreen, clasa... Te cred că tot 2011, dacă caut tot 2011. Un telefon de la ZTE. N-avea Android, era doar cu touchscreen, dar era branduit de Cosmote. Voi vă mai amintiți măcar de Cosmote? Cosmote e actualul Telecom. L-au cumpărat la un moment dat și și-au schimbat tot branding-ul. Foai, numai când văd logo-urile astea, mă ia așa, mă ia foarte nasol. Stai să caut telefonul, mă. Telefon Cosmote. Uite el! Uite! Ăsta e primul meu telefon cu touchscreen. La bază, cum am zis, era un ZTE rebranduit de Cosmote, pus cu logo-ul lor. Da, e una dintre cele mai vechi lucrări în Photoshop, dacă nu greșesc. Mai sunt câteva chestii pe care vreau să vi le arăt. Ăsta, tot 2011. Credeam eu că știu să desenesc din shape-uri așa și puneam umbre, are drop shadow, chestia aia din spate. Nu e ok deloc ăsta. Dar de ăsta sunt mândru. S-ar putea să fie chiar primul desen mai ok pe care l-am făcut vreodată în Photoshop. Mă rog, desene relativ impropriu zis, pentru că am folosit niște dreptunghiuri pe care le-am umplut cu gradienturi, dar care mi-au dat un efect
foarte, foarte bun. Un pic alucioasă partea asta de lemn, dar per total, per total bun. Ăsta e ceva, l-am făcut pentru o competiție, ceva, au făcut un concurs Minecraft împreună cu ceva firmă de calendare sau o chestie, nu mai știu cine era aia. Și trebuia să faci, era o ilustrație de făcut, nu mai știu nici cerința exact cum era și am făcut ilustrația asta. Evident că n-am câștigat. Ăsta e printre primele mele contacte cu Adobe Illustrator. Anul, să vedem, 2013. Răuțel. Pentru 2013, când în 2013 ați văzut cum desenam pe hârtie. Pe digital eram cam... Nu prea mai găsit nimic interesant. O să sar direct la un desen relativ recent, din 2015. Cred că aveam canalul când am făcut desenul ăsta. Chiar în ziua de Crăciun l-am făcut. Cred că în ziua de Crăciun l-am salvat din Photoshop, probabil. Sau din Flash, cred că ăsta e desenat în Flash. Dar e... E un pic răuț, trebuie să recunoașteți. Mamă, și e semnat cu logo-ul, cu Nicu Mihai Animații, vai de capul meu. Și că tot am vorbit de tableta grafică, o chestie cu care mi-e super rușine. Dar pe care vreau să vă arăt. Nu o să vă spun ce e. O să vă arăt doar titlul documentului. Mi-a fost atât de greu să mă acomodez cu tableta grafică, încât ăsta a fost singurul lucru pe care am putut să-l fac în prima zi în care am luat-o. Bă, și eram și pasionat de efecte vizuale! De când e ăsta? Din 2012 e ăsta. Țin minte că am făcusem o animație pentru outro, în care țineam, o să vă las să vă vedeți. Începusem să lucrez în Blender în perioada aia și începusem să mă joc cu motion tracking și chestii de genul ăsta și se pare că folosise mișcarea aia de cameră așa să animez practic pe lângă mine, să pară că e în realitate butonul ăla de subscribe. Ah, ce puteam minte la vremea aia. Da, mă. Da. Cam asta e ce pot să vă arăt astăzi. V-am arătat și desene vechi pe hârtie, v-am arătat și niște prostii digitale pe care le-am făcut. Atâta. Asta-i clipul. Mersi din suflet că v-ați uitat. Eu trebuie să mulțumesc ca de obicei membrilor canalului meu: Robert, Luca, Pandicorn, Zombie, Mihai, Rareș și Alex, dar și membrilor ceilalți care rulează chiar aici lângă mine. Vă mulțumesc din suflet pentru susținere. La fel de mult vă mulțumesc și vouă că vă uitați, că vă abonați și alte treburi de genul ăsta. Mă mai găsiți și pe Instagram, aron.micu.mihai, unde puteți să mai vedeți și acolo niște desene mai vechiuțe de ale mele, relativ recente, dar sunt mai vechi decât astăzi. Dacă sunt făcute înainte să vedeți momentul ăsta, sunt mai vechi. În orice caz, pentru moment, cam atât de aici. Eu am fost Nicu și ca de obicei, până data viitoare, să ne auzim cu bine!